compasiune pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și pe vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului Iacob, trimită-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta, ardere de tot a ta bineplăcută să fie. Ia ție, Domnul, după toată inima ta și tot sfatul tău strălcinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-o numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Linească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unul său cu puterea dreptei sale. Auzi-va pentru Iisus din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm într-un numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-a ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, ai dat Lui și de voia buzelor nu L-ai lipsit pe El, că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările, bunătățile, pus ai pe capul Lui cu lună de piatră scumpă, viața celui de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slavă într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Ei vei da Lui binecuvântare viacul viacului. Veselii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește Domnul, pentru mila celui prea înalt nu se va plătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta să afle pe tot ce te urăsc pe Tine. Pune-i pe ei ca cuptor de foc într-o vreme referitare. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl va pierde, pe sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca o gândire împotriva Ta și-au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă cu altul Tău, îi țintind capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria Ta, când davul și vă lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea
Preacea și Mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău, armă de pace, de biruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O protitoare nefricată, nefrustrată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună în rugăciunile noastre, într-o lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște drepmănitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduilor să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce singură una binecuvântată. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prevăvând pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prevăvând pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prevăvând pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele le vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele le vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-a mulțit, mulți se necăjesc asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-un Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea cel cel înalt, capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat, m-am dormit, sculată-mă că Domnul v-a sprijinit. Mă voi teme de mii de popoare care împrejurmă pe soară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai văzut pe tot ce mă frăjmășesc și deșesc. Dinții păcătoși l-ai trobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Său, binecuvântarea Sa. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu ințimea Ta să mă cert. Că săgețele Tale s-au înfipt pe mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele de la față păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a apăsat-o peste mine. Împuțit-o s-a și-a putrezit rănile mele, de la față nebuniei mele, chinuită-mă și m-a grăbovit până în sfârșit, toată ziua mulțumind mă umbla. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-mă și m-a smerit toate, răcânita din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit în materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și cei de aproape mei departe au stat. Și se stileau ce căutau sufletul meu, cei ce căutau cererele mie îmbriate de șătăciuni și de creșucuri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam, ca un om ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, nădăjduit, cum mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea să se nasc, că eu spre bătăi gata se, și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea juvesti, mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întâlnit mai mult decât mine și s-au mulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept. Ce te răsplătesc rele pentru bune, mă depăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule!
Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă ție, Celui ce ne-ai arătat în nouă lumină! Slavă spre cei de sus lui Dumnezeu și prepărând pace între oameni bunăvoire! Lăudăm-te, bine te cuvântăm! Închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Părate Ceresc Dumnezeule, Părinte Atotținitorule, Doamne, Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cela ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pre noi, Cela ce ridici păcatul lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Împrenicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, pentru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Arătatul Te-ai organ dumnezeiesc, încăpător al luminii și al darurilor, Dumnezeiescului Duh, preanțelește soponie, prorocule, pentru aceasta credincioșii, bucurându-ne de cinstim pe Tine și de fericire. Acum și pururea și în vecii vecilor.
și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în tâmpsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Serafim, pentru cinstita preoțime și ceam cu Hristos, diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul german și pentru toate popoarele lumii, Domnului să ne rugăm. Doamne, sfânt locașul acesta, țara aceasta, țara noastră și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în crânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru una întocmirea văzducului, pentru împrejugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, noi de tot necazul, mânia, primeștea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, la binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purrea Fecioara Maria, toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să dăm. Acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește!
iubește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită asemenea noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Prea sfânta născătoare, Amen.
și ție slavă înălțând Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Thank you.
Sfântului Duh, acum și pururea. Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia minte. Înțelepciune. Din epistola 1 către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, vrednic de credință și de toată primirea e cuvântul, că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcători, dintre care cel dintâi sunt eu. Și tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în el spre viață veșnică. Iar împăratului viacurilor, celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Pace ție, cititorule. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Ați părinte de binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Luca să-ți dea ție celui ce vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, pe când se apropia Iisus,
Iisus de Ierihon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzind mulțimea trecând, el a întrebat, ce este aceasta? Și i-au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci era strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Iar Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvindu-l pe Dumnezeu. Și tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu. Pace ție, binevestitorule! Aleluia, aleluia, aleluia!
prea rugăm pentru cei ce aduc darul și patimile în Sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiți, iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât suntem credincioși iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânia Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Thank you.
pe voi pe toți, drept măritorilor creștini, să pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecinor. În alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Serafim, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monachii, pe tot clerul bisericesc să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Lăcașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți eroii și martirii neamului nostru și pe toți cei ce au murit și au suferit în lagăre și închisori pentru dreptate și libertate, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pre voi, pre toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și de greșelile noastre, și
cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și cu pocăința o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns cu lapicoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Prea Sfânta, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului.
Dumnezeu adevărat, născut, chiar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele din Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu cele, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin noroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să nu aminte sfânta jertfă cu pacea o aduce. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Oh.
Acesta este sângele meu al legii cele noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amen. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate, mai ales pentru prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu crescătoarea și pururea fecioara Maria. Thank you.
pomenește, Doamne, pe nas prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Serafim, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Hristos și și-a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iarăși, iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, ce s-a adus și s-a sfințit ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe Dumnezeu în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireastră duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ca să fim ispăviți noi de tot necazul, mânia, primeștea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne vrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznie fără de osândă să putem sărma de ceva toată pre Tine, Dumnezeul cel ceresc, și să zicem. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea
prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Bunul Sfânt, Bunul Domn Iisus Hristos, Să vinții, 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 să v
Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Și al Fiului și al Sfântului Duh, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi iartă mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucru, cele cu știința și cu neștiința, și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine tare cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, și ca tălharul mărturisindu-mă strig ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Thank you.
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viață de veci, ascund sângele Tău spre iertarea păcatelor. Să fie mie cu minecătura aceasta spre bucurie, spre sănătate și mântuire, iar la înfricoșătoarea și a doua venire a Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta măririi Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Domnului să ne Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Linia bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia preamărește-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și întinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze, să ne ajute tuturor. Dragii mei, până coboare corul va concerta de aici, de unde sunt eu acum, până coboare, îngăduiți-mi să vă adresez câteva cuvinte, vă rugăm să luați loc. Iubiți oaspeți și dragi credincioși, ne-am împrospătat astăzi. Suntem foarte bucuroși de vizita pe care ne-o fac două grupuri de muzicieni, de oameni sensibili, de oameni care au primit un dar de la Dumnezeu ca să-i bucure și să-i înveselească pe ceilalți. Corul Solemnis de la București, care deja are o tradiție acum în parohia noastră, a venit să ne colinde acum în preajma Sfintelor Sărbători și tocmai cu ocazia sărbătorii noastre naționale. De asemenea, un grup de profesori și de muzicieni de la Timișoara, care și dânsii sunt vechi în parohia noastră, de câțiva ani de zile vin cu mare drag și primim cu mare drag în mijlocul nostru, pentru că noi, de fapt, suntem o familie. Și știți cum era tradiția la țară de Sfintele Sărbători? Mergeam și ne vizitam unii pe alții. Vizitam copiii, vizita pe părinți. Părinții după aceea întorceau vizita copiilor. Frații între ei, nașii și fiinii. Era o bucurie împărtășită unii altora și acest sentiment îl avem noi astăzi când nu ne simțim singuri de aici prin străinătate, ci iată că am făcut punți frumoase de legătură și noi mergem vara mai ales încolo, acum iarna vin dânsi la noi ca să ne aducă multă bucurie. Alaltăieri a fost Ziua Națională. Ziua de naștere a României Mari, putem spune. Zi a cărei profunzime și importanță nu știu dacă o înțelegem în suficientă măsură. Ați văzut și gânduri și sentimente și mod de manifestare, parada frumoasă, prezența oamenilor, toată lumea s-a bucurat de Ziua Națională. Ca să ajungă și la noi, a trebuit puțin timp. A sosit numai a treia zi, iată. A venit aceeași zi, aceeași zi de sărbătoare, astăzi. Nu pentru că ar fi fost drumul prea lung, ci pentru că noi suntem într-o altă lume și în Ziua Națională cei mai mulți a trebuit să munciți, să lucrați, să vă faceți datoria la locul de muncă și în familie. De aceea suntem bucuroși că, iată, am făcut un arc de 3 zile și bucuria tuturor românilor de pretutindeni se prelungește. Cu 3 zile și poate și de acum înainte. De fapt, începând din acest an, dragii mei, ar trebui să ne bucurăm în fiecare zi și în fiecare ceas de acest moment astral, îl numesc eu, așa cum a numit Stefan Zweig marile momente din istoria omenirii, momentul astral al poporului nostru și al țării noastre și al fiecăruia dintre noi. Pentru că noi suntem altă generație, dar suntem aceeași plămadă. Gândiți-vă că moșii și strămoșii noștri, acum 100 de ani, câți și-au dat viața. Bunicul meu, de exemplu, și-a dat viața în primul război mondial ca să se ajungă la momentul sublim și frumos de întregirea neamului
după 1000 de ani de așteptare, 1000 de ani de umilință, 1000 de ani de suferință, 1000 de ani de neîmplinit, generații și generații întregi au murit fără să-și vadă visul împlinit. Ei, iată că momentul, vedeți, totul e de la Dumnezeu. Nimeni nu-și explică nici astăzi ce s-a întâmplat atunci. Cum s-a putut întâmpla ca un popor care a stat atât de mult în umilință, mai ales cei din Ardeal vorbim noi, să se ajungă dintr-o dată să înțeleagă fenomenul unirii, chiar marile puteri, din America începând, și toate popoarele Europei, a fost acel curent dumnezeiesc în care ne-a fost favorabil și iată că România s-a împlinit așa cum era firesc, așa cum era normal. Sigur, noi în România și mai ales cei din Transilvania suntem un conglomerat de naționalități. Poate că este provincia cea mai populată de mai multe naționalități, mai multe etnii, mai multe culturi, mai multe limbi. Ei, aceasta nu ne împiedică pe noi, iubiți credincioși, să conviețuim, să trăim împreună. Pentru că trecem această graniță și ne raportăm la ceea ce suntem de fapt. Suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem toți copiii lui Hristos. Suntem toți, mai ales că suntem și creștini, suntem toți oamenii lui aceleași Dumnezeu. Ce minunat ar fi, ia închipuiți-vă prin absurd, că toată lumea, toți mari conducători de astăzi, s-ar aduna mâine într-un loc și ar da mâna și ar plânge de bucurie că se revăd și să spună cu data de astăzi, haideți măcar 100 de ani să trăim, să nu ne mai certăm, să nu ne mai batem, să nu ne mai urâm, să nu mai dorim nimic rău unul altuia. Cam ce lume ar fi aceea? Ori lumea aceasta a avut-o Iisus Hristos. Lumea aceasta este lumea Lui. Și lumea creștină, adevărat. De aceea, momentele acestea, iubiți credincioși, momentele acestea nu sunt numai să arborăm steagul, numai să cântăm cântece patriotice, foarte frumoase, să spunem poezii, ci să ieșim din noi, să ne facem o analiză a conștiinței, propriei noastre conștiințe, să știm ce suntem și ce vrem, și cu siguranță că dacă vom răspunde la aceste întrebări, noi vom ajunge să trăim cu totul o altă viață. De aceea, atmosfera Sfintelor Sărbători deja ne pregătește pentru astfel de oameni. Sfintele Sărbătorii, venirea lui Iisus Hristos, întruparea Lui din cerurile Lui, să vină între noi oamenii și să ne arate adevărata noastră identitate, adevărata noastră față, minunata viață pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu să o trăim frumos unii cu alții. Și numai în felul acesta ne putem bucura cu adevărat și de marele prasnic, dumnezeiescul prasnic. E, acela a fost momentul astral al astralelor, să spunem așa, din istoria omenirii. N-a existat un moment mai sublim și mai important și mai strălucitor decât venirea lui Iisus Hristos pe pământ. De aceea, vedeți? Asta e preamărirea. Îngerii preamăresc pe Dumnezeu în glasul lor. Asta m-a aprobat deja. Vedeți? Și sunt foarte bucuros. Așa, adevărul iese din gura copiilor, așa ne-a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Ei sunt cei care spun adevărul și se manifestă exact cum trebuie, pentru că ei simt sentimentele adevărate pe care le transmită. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru acest moment atât de frumos. Azi a fost o slujbă tinerească, vreau să o numesc. Corul nostru cântă de 30 de ani.
același cor, mai schimbăm noi câte o melodie, două, dar în liturghia este aceeași. Dar vreau să spun că suntem singurul cor care cântăm liturghia aceasta din lume. E liturghia lui Traian Popescu, compusă la Paris, care se cânta la Europa Liberă și eu n-am vrut să o schimb. Am mai schimbat pe aici pe acolo, în Sfinte Dumnezeule, un ceva, dar liturghia a rămas aceea pentru că noi înșine, fiecare, cei care suntem aici, cât mai este generația mea și a celor care suntem mai vechi aici, noi vrem să ascultăm această liturghie pentru că am trăit cu ea. Ne-am mâncat cojile acelea uscate și necazurile și lacrimile așa aici, în urmă cu zeci și zeci de ani, știm în ce greutăți am trăit și ea ne este ca un balsam sufletesc. De aceea corul nostru poate vi se pare multora, cei care veniți puțin învechit, puțin mai lent. Ei, astăzi a venit așa o primăvară tinerească, acest cor minunat, solemniți din București și ne-am prospătat puțin. De-aia și chemăm. Ăsta e scopul pentru care chemăm. Să vină, să aducă un parfum în plus de binecuvântare, de dragoste, de împreună lucrare aici, în biserică. Eu îi poftesc să vină